Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom. Ne-am pus încrederea în niște copiluți care ne spuneau în continuu: haideți cu noi că vă ducem noi undeva unde... mă, copii, mă plimbați. Mama, cred că tot satul a auzit de noi. De nu ne-am plimbat după copiii aia, cred că o oră și ceva ne-au dus de la o casă la alta și nu se întâmpla nimic. Hai, găseți-mi undeva. Ne-am hotărât să mergem, să căutăm un alt loc în care speram să dăm de niște oameni mai înțelegători și eram atât de obosite. În situația în care ne aflam, eram în stare să acceptăm efectiv orice. We want to sleep! Doar să și în greaj dormeam, cu face numai să dorm undeva pe fână, acolo nu conta. You understand English? Except Turkish. You have a place where to sleep? Nu știu ce a înțeles din ce am spus noi. Hani kaç gün kalacaksınız ona göre Türkçe. We don't understand. You have a place where to sleep? Și ne tot arătasem, veniți cu mine, veniți cu mine. Și am zis către Lydia. Hai, Lydia. Și te duce pe la prietele de ale ei, care o să ne zică la fel, că... Hai să vedem. Hai să mergem oricum de pierdut. Ce mai avem de pierdut? Mergeți să vedem. Mergem, cățeluș. Tu cred că e casa ei leșin, dacă sunt, deci nu cred. Vai. Surpriza mare a fost că la un moment dat am intrat undeva într-o scară de bloc. Vai, leșine, nu cred. Vai. Și în momentul în care a deschis ușa și am văzut că a intrat în casă foarte sigură pe ea, ne-am dat seama că, de fapt, ne-a dus la ea acasă. Thank you, ma'am. You are an angel. You are so kind. Teşekkürler. Și ne-a prezentat fetele, avea 4 fete și băiețelul mic pe care le avea cu ea. Vai, tu ziceam că efectiv mi-am primit fără să înțeleagă nimic. Thank you so much, thank you so much. Thank you so much. Thank you, babylicious. Esti s-a emoționat când l-a văzut pe cel mic și a zis aminte de copii. Nu se pupă nimic cu nimic. Ce ne-am gândit noi acasă cu ce am găsit de aici când am ajuns. Păi, dar nimic cu nimic. Ne-am gândit că transport imediat a fost problem cu COVID, abia dacă ne-au luat. Cu cazare la fel. Am căutat aproape 4 ore și abia într-un final să ajungem la familia asta unde erau mulți membri în familie. 5 copii și părinții. De ce n-am crezut că o să fie chiar? Păi, deci promit solemn că oricine o să vină prin fața blocului și nu are unde să doarmă, îl culc acasă la mine. Deci nu există. Tu, dar nu e ca și cum am făcut asta. Știu că am făcut, dar na. Deci la noi acasă au dormit sute de oameni. Cumva am avut sentimentul că suntem acasă, pentru că erau foarte mulți oameni și na, noi fiind obișnuite tot timpul la DEVA, mulți în casă, mulți la masă și că suntem noi acasă la DEVA. Așa eram și noi. Oamenii ăștia au preferat să se înghise într-o singură cameră toți membrii și să ne lase pe noi ca 2 mimoze într-o cameră cu 2 paturi. Eu n-am simțit niciodată o astfel de bucurie. E un altfel de sentiment, nu știu. Să ajungi să te bucuri efectiv pentru un loc în care să dormi. Everything is cool, it's ok. We are happy. Ne-a buvnit plânsul, nu ne venea să credem efectiv că am ajuns acolo. Ne simțeam în siguranță în locul ăla, nu știu cum să te explic. Efectiv, simțeam că suntem protejate acolo. Cum te cheamă? Your name? I'm Lydia and you? Ne-am asemănat cu ele pentru că așa arătam și noi când eram mici. Exact ca și ele, erau și ele 4 fete și băiețelul și erau tot așa, cam cum eram noi. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.